Un bărbat din California a fost arestat pentru că vindea certificate de vaccinare false. Documentele care demonstrează că o persoană este vaccinată sunt folosite ca permis de acces la adunările mari, iar bărbatul le vindea cu $20. Undercover agents with our special operations unit were able to purchase multiple cards in April. Agenții sub acoperire de la Departamentul de Control al Băuturilor Alcoolice din California au mers de mai multe ori la barul bărbatului și au cumpărat carduri de vaccinare false. Suspectul a fost arestat după ce a fost prins în flagrant. E prima arestare de acest gen din California. Result, we also observed several sales of fraudulent COVID-19 vaccination cards to other patrons. A fost acuzat de 3 infracțiuni, inclusiv furt de identitate, falsificarea documentelor guvernamentale și purtarea unei arme de foc neînregistrate. De asemenea, a fost acuzat de falsificarea dosarelor medicale.